Bună seara, doamnelor și domnilor! Mă numesc Arhiri Ionuț Marian, sunt profesor de legislație rutieră și instructor de conducere auto în cadrul unei școli de șoferi din Timișoara. Având în vedere că sunt foarte pasionat de acest domeniu, îmi doresc să discutăm anumite aspecte legate de legislația rutieră, cât și de activitatea unui elev pe care acesta o are într-o școală de șoferi, din momentul în care dorește să obțină dreptul de a conduce pe drumurile publice până când finalizează această activitate. De asemenea, o să vă rog, având în vedere că această emisiune se transmite live și pe Facebook, dacă dumneavoastră aveți întrebări, puncte de vedere, lucruri pe care doriți să le discutăm în legătură cu acest aspect, vă aștept cu drag să propuneți diferite aspecte legate de aceasta. Într-un început, aș dori să vă prezint când un elev dorește să facă parte dintr-o școală de șoferi, când dorește să obțină dreptul de a conduce pe drumurile publice, ceea ce ar trebui să facă. De multe ori, am fost confruntat cu diferite aspecte. Mă suna un elev că dorește să se înscrie la o școală de șoferi, nu știa ce are de făcut, care sunt pașii, care sunt etapele, care sunt documentele necesare ca acesta să facă parte dintr-o școală de șoferi, să primească, cum se spune, statutul de cursant. Este foarte simplu. În primul rând, când doriți să deveniți un conducător auto, clar trebuie să parcurgeți niște etape. Dacă veniți la o școală de șoferi, trebuie să vă identificați, în cazul în care nu l-ați identificat deja, pe instructorul cu care doriți să faceți orele de conducere. Veniți în școală, îl identificați, spuneți că doriți să faceți cu acea persoană, după care sunt niște documente pe care dumneavoastră trebuie să le aveți. Clar, pentru a deveni șofer trebuie să fim sănătoși, nu? De aceea există o fișă medicală care se face în policlinicile specializate pe siguranța circulației. Există un test psihologic care se poate susține de asemenea acele policlinici sau în cabinetele psihologice avizate. Cazierul judiciar, trebuie să fim siguri că nu avem infracțiuni la regimul circulației. Și bineînțeles că există și o chitanță care se plătește pentru confecționarea permisului de conducere. Acea chitanță poate fi plătită și online, cât și la finanțe, și la prefectură, și la poștă. Este simplu dacă ne gândim așa puțin. După care, să spunem că elevul are aceste documente, dosarul complet, cum s-ar spune, trebuie să parcurgă niște ore de legislație rutieră. Sunt puține, frumoase și elevul trebuie să dobândească niște cunoștințe, bineînțeles, pentru a putea conduce. Că în momentul în care începe orele de conducere, el să cunoască baza, nu atunci să stea să vadă pentru prima dată ceea ce are de făcut în trafic. Pleacă cu niște aspecte teoretice pe care le poate pune în practică alături de instructor. Ziceam mai devreme că elevul poate este nehotărât, nu știe pe cine să aleagă. De regulă, școlile de șoferi din Timișoara au un portofoliu cu toți instructorii, prezintă anumite aspecte despre el și elevul poate, în funcție de ce mașină își dorește, fie că poate fi pe benzină, fie că poate fi pe motorină, să își aleagă acel instructor. S-a înscris, trebuie să parcurgă pregătirea teoretică și în aproximativ 2 săptămâni, când se emite un document, se numește caietul cursantului, elevul poate să înceapă instruirea practică. Tot așa m-am confruntat cu situații în care elevii, foarte curioși, se înscriau și mă întrebau când pot să susțin examenul teoretic, când pot să susțin examenul practic, cât timp trebuie să treacă de la examenul teoretic la examenul practic. Sunt niște aspecte aproximativ fixe, și elevul trebuie să știe că de când se înscrie până când poate susține examenul teoretic, trebuie să treacă aproximativ între 4 și 6 săptămâni, depinde de momentul în care se înscrie. Din fericire pentru județul Timiș, avem posibilitatea să ne programăm online de ceva timp. După ce este finalizată pregătirea elevului, acesta, când își ridică dosarul, se poate programa singur, online. Există platforma pe site-ul Serviciu Public Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor, unde elevul își alege ziua, ora disponibilă pentru a se putea programa la proba teoretică. După ce susține și este declarat admis la proba teoretică, urmează a fi programat la proba practică. De regulă, în județul Timiș, având în vedere că este și un oraș mare, un centru universitar, în care sunt foarte mulți elevi care doresc să obțină dreptul de a conduce pe drumurile publice, timpul nu este relativ scurt, de la proba teoretică la proba practică, este de aproximativ 2 luni, mai ales acum în prezent. Vorbim de situațiile existente în prezent. După ce elevul susține proba practică, în cazul în care este declarat admis, este simplu, începând cu ziua următoare, poate să conducă pe drumurile publice. Ca să fie în regulă, ar trebui să aibă și dovada înlocuitoare a permisului de conducere până când primește permisul acasă. În cazul în care, Doamne ferește, pentru el este declarat respins, pentru a se putea reprograma la o probă
pentru susținerea unei noi probe practice, trebuie să facă un minim de 6 ore de conducere. După care, având aceste 6 ore de conducere, se duce din nou la serviciul public regind permise de conducere și înmatricularea vehiculelor și se programează la proba practică. Toate bune și frumoase și măcar a doua oară să fie declarat admis. Ceea ce vreau să vă mai prezint sunt aspecte legate de efectiv a conduce pe drumurile publice în Timișoara în calitate de elev. Sunt discuții, elevii mă întreabă de la școala pe care o reprezint, de la alte școli, cum, unde se conduce, când se dă examenul, ce trebuie să facem. În principiu, pregătirea elevului se face în toată Timișoara. Teoretic, conform ordinului care reglementează examinarea, nu există o zonă prestabilită în care elevul poate să sau trebuie să facă obligatoriu pregătirea. Indiferent unde ar merge examinatorul cu elevul, nu este interzis să o facă, nu sunt zone exacte și obligatorii pe care trebuie să meargă. De aceea, trebuie în mintea dumneavoastră să știți, dragi elevi, că puteți să fiți examinați pe orice zonă din orașul Timișoara, pentru că regulile de circulație teoretic sunt la fel. Ziceam despre conducere, da? Și că elevii în general se gândesc că este mai greu în anumite zone, că este mai ușor în alte zone. Țin să vă precizez că nu este nici mai greu, nici mai ușor într-o anumită zonă. Sunt regulile de circulație existente peste tot, în funcție de traficul și de momentul pe care dumneavoastră îl găsiți, puteți să aveți noroc să fie mai ușor sau să vi se pară că a fost mai greu sau nu. Tot legat de anumite aspecte din trafic, o să verific puțin pe Facebook dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră. Tot legat de aspecte din trafic, discutam la un moment dat cu colegi, prieteni, despre faptul că Timișoara este, cum îi spunea între ghilimele cineva, semaforișoara, este plină de semafoare, de intersecții dirijate prin semnale luminoase. Din punct de vedere al meseriei de instructor de conducere auto, este un lucru bun, cât și pentru elev este un lucru bun. Intersecțiile dirijate sunt intersecții mai simplu de abordat, în care efectiv putem să respectăm cu ușurință semnale luminoase și regulile de circulație, astfel încât că pentru elevi și pentru noi ca și instructor auto considerăm un aspect pozitiv faptul că există atâtea intersecții dirijate și că putem liniștit să circulăm în trafic respectând aceste reguli de bază. Este simplu, pe verde trecem, pe roșu stăm, nu? Nu avem ce să ne complicăm și să privim din alte puncte de vedere felul în care abordăm acele intersecții. De foarte multe ori mi s-a spus, am fost întrebat că la examen nu se știe ce se întâmplă acolo, că elevul ajunge dimineața, are examen după masa, că a ajuns acolo și că instructorului nu știu unde este. Să clarificăm puțin aceste aspecte. În ziua în care elevul are examen practic, se duce într-o anumită zonă în care este prestabilit locul din care se pleacă la examenul practic. Nu are cum să știe elevul la ce oră pleacă, întrucât sunt mai mulți elevi, sunt mai mulți examinatori, sunt mai mulți instructori, astfel încât trebuie să așteptăm la rând frumos până când fiecare va susține proba practică. De asemenea, mi s-a mai spus de către elevi, i-am contrazis de fiecare dată pentru că nu este adevărat, situații în care examinatorul intenționat testează sau obligă elevul să meargă sau să-l testeze în anumite zone în care, de fapt, ar fi interzis sau nu ar fi corect să se circule pe acolo. Nici de cum nu se poate întâmpla acest aspect, dar elevii, de regulă, povestesc foarte mult și mai ales cei care sunt declarați respinși, sunt necăjiți că au fost declarați respinși. Am mai observat la alte știri, când am privit de la alte județe din țară, că anumiți instructori nu au avut o relație bună cu examinatorii sau că era dificilă relația dintre ei sau că nu stăteau de vorbă. În județul Timiș, sau cel puțin în Timișoara, că în județul Timiș se mai desfășoară examene și la Lugoj, pot spune că relația este normală dintre instructori și examinatori. Nu există situații, așa cum am văzut la acele știri, în care examinatorii stăteau într-o parte, instructorii în altă parte, nu discutau, era totul mecanic și era o stare de tensiune. În județul Timiș, mai ales în Timișoara, nu există astfel de situații. Este o relație normală, transparentă, știm exact când, cum se examinează elevii. Mă declar mulțumit din punctul ăsta de vedere.
aș mai vrea să punctez niște aspecte în ceea ce privește o comparație. Că știm că de ceva timp examenele practice se filmează, multă lume se sperie de acest aspect. Din punctul meu de vedere, este un aspect pozitiv faptul că se filmează examenele. Pentru a fi declarat admis un elev, trebuie să conducă minim 25 de minute, să facă un număr de minim 2 manevre speciale. Deci, consider că, în ziua de azi, pe drumurile publice, chiar nu poate ajunge cineva care nu cunoaște sau nu are deprinderile de bază formate. Ceea ce este un aspect pozitiv pentru traficul din România și implicit pentru traficul din lume. Vă ziceam în începutul emisiunii că fac acest lucru, să vorbesc puțin despre legislație rutieră, pentru că sunt pasionat de chestiunea asta și când predau legislație rutieră, încerc să o fac în mod interactiv și să explic elevilor consecințele pe care un comportament negativ sau neadecvat condițiilor de drum și trafic poate crea consecințe negative. Și în timp ce stăm de vorbă, povestim, mai zâmbim, le explic că statistic este demonstrat că din cauza evenimentelor rutiere, o persoană în lume la 6 minute moare. Și așa, la sfârșitul orei de legislație, calculăm câte minute și facem un puțin umor negru și încercăm ca noi să fim cei care suntem promotorii unei conduite bune din punct de vedere rutier. De asemenea, în cadrul legislației rutiere, mai mă abat puțin de la programa școlară, pe care, să zicem, în mare parte o respect, dar îmi place să mă mai și abat, le discut despre, unii nu fac diferența, despre conduita preventivă, ei, pentru toată lumea, conduita preventivă este la fel, și celelalte aspecte. Strict respectarea legilor și conduita preventivă. Când ești instructor auto, observi că elevul vrea să respecte strict regulile de circulație. Și tu, ca instructor, îl atenționezi că aici n-a procedat bine. Și el spune, păi da, de ce? Că aici așa scrie carte, aici așa scrie codul rutier. De ce nu este așa? Și încerc să-i explici ce înseamnă conduita preventivă. Adică să ne ducem puțin mai departe de ceea ce este strict scris. Să anticipăm puțin comportamentul celorlalți participanți la trafic, să înțelegem puțin comportamentul pietonilor, copiilor, bătrânilor, bicicliștilor. Le explic elevilor că orice șofer este și pieton, dar nu orice pieton este și șofer. Și atunci încerc să-i fac să vadă cu alți ochi felul în care aceste categorii de participanți la trafic se comportă. M-am încurcat puțin mai devreme, sau mai bine zis, nu-mi venea în minte. Făceam o comparație și ziceam că nu toți identifică acest aspect între conduita preventivă și conducerea defensivă. Îmi place să mă uit la clipurile lui Titi Aur, campionul nostru de raliuri, și îmi place să văd ceea ce prezintă el acolo și, practic, sunt multe aspecte care ne interesează. Mă lovesc de multe ori de situația în care elevul vine și mă întreabă, dar cum ar fi corect să țin mâinile pe volan? Cum ar fi corect să apăs pedalele? Când este momentul ideal când trebuie să schimb vitezele? De ce se întâmplă accidentele? Ce se întâmplă în urma unui accident? În aceste spoturi, clipuri, putem observa foarte multe aspecte. Suntem tentați să dăm vina de multe ori că pe drumurile din România, că accidentele, evenimentele rutiere în România se produc din cauza gropilor, din cauza infrastructurii precare, din cauza denivelărilor care apar peste noapte, gurii de canal care nu mai există nu știu unde. Într-adevăr, foarte puține accidente se întâmplă și din aceste cauze. Însă să știți că cele mai multe accidente se întâmplă din cauza erorilor umane. Și de regulă, foarte multe accidente din care rezultă victime sau decesul persoanelor se întâmplă sau sunt provocate de persoanele care nu au mai provocat niciodată un accident rutier de-a lungul vieții, au devenit foarte siguri pe ei, iar atunci când se întâmplă nu au reacțiile potrivite, sunt relaxați, cred că sunt stăpâni, că nu li se poate întâmpla nimic lor. Mai sunt niște aspecte care iarăși îmi place să le dezbat, elevii le văd diferit și îmi place când se face așa puțină lumină. Când sunt instructor și explic unui elev cum să meargă, uneori îmi spune că merge prea încet, că îl pun să meargă prea încet. Uneori îmi spune că vrea să meargă prea repede sau că îl pun să meargă prea repede.
și explic că legat de viteza de deplasare, totul este relativ. Și le dau un exemplu banal, să presupunem că suntem într-o pantă acoperită cu polei și avem o viteză de 5 km/h, iar la baza pantei este un grup de copii. Acea viteză este foarte mare, nu? Având în vedere condițiile meteo. Și suntem pe un drum drept cu 4 benzi pe sensul de mers și avem 60 km/h într-o zonă în care este maxim 80, să zicem, dacă suntem în localitate, acea viteză este mică. De aceea trebuie să îi facem, într-un fel, să le insuflăm această dorință de a învăța să conducă așa cum trebuie, să se adapteze ritmului impus de ceilalți participanți la trafic. Pentru că mă mai lovesc iarăși de o situație pe care îmi place mereu să o clarific, elevii cred că dacă merg încet este bine. Și le dau un exemplu banal. Să presupunem că mergem pe un drum european unde se circulă cu o viteză în afara localității, unde se circulă cu o viteză maximă de 100 km/h. Și nouă, pentru că ne este frică, între ghilimele, să mergem tare, mergem încet. În loc să avem un rip de 80-90 spre 100, avem un rip de 60-70 km/h. Asta înseamnă că mergem încet, neadaptat acelor condiții. Facem o coloană în spatele nostru. Bineînțeles că cineva, din diferite motive, supărare, grabă, nervozitate, din acea coloană care s-a adunat în spatele nostru, va vrea să depășească și va executa o manevră riscantă. Va depăși acolo unde nu trebuie și bineînțeles că cel care vine din sensul opus poate este la fel de speriat și de fricos, așa cum suntem noi când mergem încet. Și nu o să tragă dreapta ca să se ferească de cel care depășește neregulamentar, o să se ferească spre stânga, bineînțeles lovindu-ne pe noi. Tot legat de conducerea defensivă, le mai prețin elevilor situațiile în care diferite caravane de profil se prezintă și în zona noastră și în localitatea noastră, le recomand să meargă pentru a simula diferite accidente, o situație în care se răstoarnă, ce este de făcut. Mai îmi place, eu când predau legislația rutieră, nu predau toată materia, pun accent pe capitolele importante pe care insist, le repet, și mă duc așa sistematic, să spunem, sau prin sondaj, pe celelalte capitole, care nu le consider atât de pragmatice, ci doar cu noțiuni teoretice, și spicuiesc de acolo. Însă, repet, pe capitolele importante pun accent pentru a-i face să conștientizeze rolul lor după ce obțin permisul de conducere, mai ales. Pentru că atunci va fi greu cu adevărat că nu mai este nimeni în dreapta ca să frâneze. Și, de exemplu, când discut despre primul ajutor, le explic foarte clar că atunci când acordăm primul ajutor, este foarte important să nu agravăm leziunile persoanei pe care încercăm să o ajutăm. Mulți dintre noi, din o dorință de a face bine, nu facem bine, facem mai mult rău sau ne autoaccidentăm. Au fost situații în care au încercat să intervină diferite persoane la o mașină răsturnată și a picat mașina ori pe victimă sau a devenit și el victimă. Sau vede pe cineva răsturnat pe partea stângă, el se oprește pe dreapta, uită să se mai asigure când coboară din mașină și bineînțeles că provoacă și el un eveniment rutier. Și diferite aspecte de genul pragmatice. Însă, foarte mult, să știți, îmi place atunci când discut despre conduita preventivă să le prezint și clipuri cu ceea ce se întâmplă atunci când ne grăbim, când nu suntem atenți. Mulți consideră că nu este atât de grav să ai cu 10 km în plus la oră decât viteza maximă admisă. Ba da, este foarte grav. Pentru că acei 10 km la oră pot însemna câțiva metri și în funcție de timpul tău de reacție pot însemna mai mulți metri. Și de aceea trebuie să avem în minte diferite aspecte, mai ales atunci când suntem prevăzători. Și ziceam că îmi place, pentru că atunci când le prezint acele clipuri, deși sunt triste și Doamne ajută, sunt filmulețe care nu sunt reale, dar care transpun o situație reală, elevii schimbă fața, parcă se așează puțin pe pământ și acel zâmbet de lejeritate, de percepere ușoară a lucrurilor devine puțin apăsător, greoi și conștientizează rolul lor. De asemenea, îmi place să le explic că privim mereu accidente la televizor. Îmi place să le explic, dau acest exemplu, pe care l-am auzit, să știți, după ce eu deja l-am gândit și le expuneam, l-am auzit și la televizor, că atunci când încredințăm mașina cuiva, este ca și cum am încredințat un pistol cuiva. Bineînțeles, cu cartușele aferente și noi decidem ce facem cu acel pistol. Ne împușcăm, ne sinucidem, dăm cu mașina în copac, împușcăm pe alții, dăm peste niște persoane care așteaptă autobuzul în stație sau eu știu unde, sau în altă mașină în care există persoane. Ați văzut și accidente cu microbuze în care erau copii. Da? Sau punem pistolul acolo în rastel, la locul lui,
ceea ce înseamnă că mergem regulamentar, ne adaptăm condițiilor de drum și trafic, astfel încât să nu creăm probleme pe parcursul vieții noastre de șofer. Tot legat de predarea legislației rutiere, să știți că încep de regulă cu cel mai important capitol pe care consider că îl vom folosi cel mai mult și după ce vom deveni șoferi. Prioritatea de trecere. Mulți nu conștientizează cât de important este acest aspect și pe parcursul vieții lor șoferistice. O tratează așa puțin cu superficialitate la început și pe măsură ce intră în domeniu și încep să cunoască, văd rolul și importanța. Și le exemplific faptul că și dacă sunt la prima ședință de conducere, merg într-o zonă rurală, unde învață baza, plecarea de pe loc, aspecte de genul, și acolo vor întâlni intersecții. Vor trebui să fie atenți. Și să știți că neacordarea de prioritate este una dintre cauzele pentru care sunt declarați cel mai des respins elevii la proba practică și una dintre cauzele pentru care se rețin cel mai des permisele de conducere. Tot legat de susținerea examenului practic, le prezint elevilor o anexă în care sunt evidențiate punctele de penalizare pe care elevii le primesc sau le primesc. Impropriu zis le primesc, ei n-ar vrea să le primească, pe care elevii le primesc la examen ca urmare a nerespectării regulilor de circulație. Este o anexă simplă în care sunt exemplificate punct cu punct toate manevrele pe care elevii le pot executa greșit. Mi se pare ok, mi se pare pragmatic, cred că ei sunt pregătiți în acest fel să înțeleagă felul în care se desfășoară examenul practic. Dacă mi s-a și încărcat, aș fi foarte fericit. Să știți că încerc să văd dacă dumneavoastră ați dorit să vă explic niște lucruri sau să discutăm, dar din nefericire pe telefonul meu nu mi se încarcă. Așa că dacă aș primi și puțin ajutor, ar fi perfect ca să fie interactivă emisiunea și să fie mult mai pragmatică. Și ziceam că în felul acesta îi pregătesc pe elevi și îi fac să înțeleagă felul în care se desfășoară examenul practic. Este simplu, acolo, odată ce știți că aveți cunoștințele necesare pentru a dobândi dreptul de a conduce pe drumurile publice, veți dobândi dreptul de a conduce pe drumurile publice. Examinatorii sunt, după denumirea pe care au, niște evaluatori care obiectiv analizează felul în care dumneavoastră conduceți. Examenul practic nu este așa complicat cum cred unii, este o etapă în care dumneavoastră trebuie să conduceți de la punctul A la punctul B în condiții de siguranță, executând între ele manevrele speciale care sunt necesare, prevăzute de ordinul de examinare. Nu vrea domnul polițist, în mod subiectiv, să vă pună să faceți o manevră specială pentru că așa dorește dânsul. Nu. Acele manevre speciale sunt prevăzute de ordinul de examinare, care le reglementează activitatea. Și este foarte simplu de înțeles. Atâta timp cât elevul înțelege aceste aspecte, este pregătit să susțină proba practică. În ceea ce privește aspectul acesta în care discutăm cu elevii pe Facebook, sunt întrebat de către o doamnă către ședințe de conducere trebuie să parcurgă un cursant pentru a putea avea o siguranță că poate obține permisul de conducere la prima examinare. Răspunsul la această întrebare este mega simplu. Dacă elevul acela conduce bine în urma celor 30 de ore de conducere minime obligatorii și are deprinderile necesare, cunoștințele dobândite pentru a promova acel examen, cu alte cuvinte, să meargă în condiții de siguranță în timpul examenului, poate să promoveze examenul. Însă, dacă, tot așa legat de acest aspect, să știți că am elevi care mă întreabă, consider că mai am nevoie de ore de conducere și le spun în felul următor. Dacă la ultima ședință de conducere m-ai văzut că stau în dreapta liniștit, adică să nu îți adresez nicio corectură, să nu intervin în frână sau în volan pentru că ai făcut o manevră neregulamentară, atunci înseamnă că ești pregătit pentru a susține examenul practic. Însă, dacă la ultima oră de conducere eu ți-am spus că n-ai semnalizat, nu te-ai încadrat, am frânat eu pentru tine, am intervenit în volan, era să călcăm pe nu știu ce pieton, atunci este ceva deductibil, da? Că nu suntem pregătiți pentru a intra în examen, cu atât mai mult să sperăm că vom obține
dreptul de a conduce pe drumurile publice. Și din punctul meu de vedere, sincer, adică înțeleg, aș înțelege și îmi pare rău de suferința elevului care este declarat respins. Dar în condițiile în care nu ai cunoștințele necesare pentru a ajunge singur pe drumurile publice, într-un fel este mai bine pentru tine că nu ai fost declarat admis, pentru că ajungeai pe drumurile publice, poate făceai gafa pe care ai făcut-o în examen și erai singur la volan și nu avea cine să frâneze din dreapta pentru tine. Și poate acea gafă însemna să lovești un pieton sau un biciclist sau eu știu ce altă manevră periculoasă ai fi făcut. De aceea, doamnă, răspunsul la această întrebare este relativ în funcție de ceea ce a deprins elevul în urma celor 30 de ore de conducere obligatorii. Nu putem să estimăm un număr exact, precis, și eu, dacă mâine mă duc în examen și sunt neatent, pot fi declarat respins, deși vă dați seama câte ore de conducere și de instruire am în spate. Oricărei persoane îi se poate întâmpla acest aspect. Și tot legat de acest aspect, de exemplu și eu, ca și șofer, am fost neatent. Și acum câțiva ani, mi-aduc aminte că am lovit o altă mașină din vina mea. Dacă acel eveniment s-ar fi întâmplat în timpul examenului, aș fi fost declarat respins. Aia nu înseamnă că n-aș fi fost pregătit să susțin examen. Dar dintr-un motiv nefericit, aș fi fost declarat respins. Deci nu avem certitudinea că cineva, indiferent că este bun sau nu, poate să ia sigur examenul de conducere. Important este ca acea persoană să știe să conducă, să meargă în condiții de siguranță, repet, de la punctul A la punctul B, ipotetic vorbind, ca să înțelegem cu toții, fără și executând minim două manevre speciale, poate promova examenul de conducere. Dar să știți că au fost situații din nefericire, elevii din cauza emoțiilor n-au știut să gestioneze aceste aspecte și inclusiv la plecarea de pe loc n-au fost atenți, s-a întâmplat să vină o mașină și examinatorul le-a frânat și au fost declarați respins. Aia nu înseamnă că acel elev nu știa să conducă, dar așa s-a întâmplat. Diferența dintre linia simplă continuă și linia dublă continuă. Mulțumesc. În calitate de șofer sau de elev doriți. Nu este nicio diferență dintre linia simplă continuă sau linia dublă continuă. Este linie continuă, nu avem voie să o încălcăm. Dacă facem acest lucru, în situația în care codul rutier interzice, suntem sancționați, respectiv... Dacă, de exemplu, efectuăm o depășire pe o linie continuă, în situația în care codul rutier o interzice, atunci ni se suspendă dreptul de a conduce, iar ca elev suntem declarați respins. Faptul că este linie dublă continuă înseamnă că niciunul dintre sensurile de mers sau niciun participant la trafic de pe ambele sensuri de mers nu poate trece peste ea. Că sunt situații în care cineva are pe partea sa o linie continuă, iar celălalt are o linie discontinuă. Înseamnă că cel care are linia discontinuă poate să treacă peste aceasta, fie pentru a depăși, fie pentru a vira la stânga. Da, am simțul umorului și văd că sunt întrebat o chestiune foarte importantă. Ce se întâmplă cu mașinile cu volan pe dreapta după Brexit? Nu știu nici eu ce se întâmplă. Pot să presupun ce se întâmplă. Era vorba, dacă tot vorbim despre mașinile cu volan pe dreapta, era vorba la un moment dat că nu se vor mai admite în traficul din România, pentru că de cele mai multe ori, în cazul evenimentelor rutiere cu mașini cu volan pe dreapta, s-a constatat că vina a fost a șoferilor care conduceau aceste mașini și se punea problema interzicerii pentru a intra în circulație legală în România, pentru a fi înmatriculat în România, să spunem așa, decât dacă au acele oglinzi stroboscopice, parcă le ziceau ceva de genul, și atunci, dar a rămas la stadiu de proiect, văd că încă mai există mașini pe dreapta, bine că nu există la școala de șoferi mașini pe dreapta, asta ar fi culmea culmilor. Aici cineva mă laudă, n-are rost să discutăm. Văd că atât din punct de vedere activității pe Facebook sau la întrebărilor. Dacă nu aveți curaj, faceți-vă curaj, că este un mediu virtual. Nu este o problemă și dacă puneți tot felul de întrebări care nu sunt neapărat legate strict de legislația rutieră și de statutul unui elev într-o școală de șoferi, putem să discutăm și despre traficul din Timișoara, cum îl mai vedeți voi, și tot felul de probleme de genul ăsta. Să știți că mai întâlnesc o chestiune în calitate de instructor de conducere auto și profesor de legislație, sunt sunat de elevi de la alte școli care doresc să vină să facă școala cu alți instructori din diferite motive. Nemulțumire, bani, prețuri și alte chestiuni de genul ăsta. Și atunci când vin în școlile de șoferi, dacă nu știu ceva, încearcă să
arunce vina pe școlile de la care au plecat sau pe instructorii de la care au plecat, când sunt insuficient pregătiți. Nu. Din punctul meu de vedere, să știți că și elevii, voi elevii, aveți o vină atunci când vedeți că nu primiți serviciul pentru care ați plătit. Imaginați-vă doar următorul aspect. Școala de șoferi nu este obligatorie, da? Ca și școala generală, unde ne obligă statul să o facem. Da? Este o opțiune a dumneavoastră. De aceea, în momentul în care plătiți, trebuie să fiți siguri că aveți parte de cele mai bune servicii. Și atunci când vedeți că ceva scârție, să fiți în măsură să clarificați aceste aspecte. Instructorul vostru este prietenul vostru, este cel cu care sunteți în aceeași căruță. Scopul vostru este comun, de a promova, de a dobândi cunoștințele necesare promovării examenului practic. El este alături de voi ca să vă ajute, nu ca să vă contraziceți cu el, nu ca să vă arate el că el este mai bun decât voi sau voi că sunteți mai bun decât el, nu. El este acolo pentru a vă arăta, pentru a vă ajuta să deprindeți cunoștințe de bază pentru a dobândi dreptul de a conduce pe drumurile publice și, mai important, ca ulterior să nu fiți pericol public, să nu fiți voi victime, să nu provocați rău, să nu vă faceți voi rău singuri. Să știți că mai am văzut persoane, am întâlnit persoane care erau foarte disperate să ajungă pe drumurile publice, să conducă. Și din punctul meu de vedere nu aveau cunoștințe necesare dobândite pentru a conduce pe drumurile publice. Nu fiți disperați să ajungeți pe drumurile publice dacă nu sunteți pregătiți să faceți chestiunea asta. Pentru că poate vă doriți un rău. Încercați să fiți conștienți că atunci când ajungeți pe drumurile publice, nu sunteți în fața televizorului acasă și citiți un ziar. Sunteți pe drumurile publice, vă puteți face rău dumneavoastră, celor pe care îi transportați sau altor participanți la trafic. Încercați să fiți conștienți puțin de nivelul pe care îl aveți. Încercați să înțelegeți că există posibilitatea, dacă nu vă descurcați pe o mașină manuală. Sunt școli de șoferi în Timișoara, inclusiv acolo unde îmi desfășor eu activitatea, au mașini în care aveți posibilitatea să faceți pe o cutie automată și este mai simplu să conduceți, pentru că de foarte multe ori, la diferența între cutia manuală și cutia automată este evidentă. O pedală în minus, ceea ce înseamnă că deja concentrarea voastră poate să fie mai accentuată spre trafic. De multe ori, persoanele nu reușesc să coordoneze, le lipsește această psihomotricitate de a coordona eliberarea ambreiajului cu o ușoară accelerare. Vorbim de plecarea de pe loc și tot așa în condiții de trafic. Frânare, iarăși plecare de pe loc, efectuarea unor viraje, este foarte complicat pentru acele persoane să și plece corect de pe loc, să se și încadreze, să schimbe viteze, să frâneze, să fie atente și la trafic. De aceea, dacă totuși vă doriți sub orice chip să ajungeți pe drumurile publice și vedeți că nu puteți să reușiți cu o mașină în care cutia este normală sau manuală, puteți să optați și pe o cutie automată. Din punctul meu de vedere este ok, este mult mai lejer să conduci o mașină automată. Traficul îl răzbați altfel atunci când ai o mașină automată. Și sincer, personal, vă spun, eu dacă nu aș fi instructor auto și aș fi doar un simplu conducător auto, n-aș avea nicio problemă în a avea doar o mașină automată, nu m-aș simți cu nimic inferior. În România, din păcate, există această prejudecată când spui unui prieten, mamă, fac școală pe mașină automată. Zice, bă, aia pe mașină automată, mașină de nu știu cum, persoane cu probleme și alte chestiuni. Nu. Din punctul meu de vedere, mașina automată este foarte bună. Alcoolemia în 0,83 în aer expirat. Mai recuperez permisul? Dacă aș fi judecător, ți-aș răspunde direct acum dacă îl mai recuperez sau nu. Îți pot spune doar ce prevede codul rutier. Codul rutier prevede foarte clar că dacă ai o alcoolemie mai mare de 0,40 în aer expirat, înseamnă că se dublează aproximativ în sânge, da, mai mult de 0,80 în sânge, înseamnă că ai săvârșit o infracțiune. Săvârșind o infracțiune sunt etapele care trebuie parcurse de către organele abilitate atunci când se cercetează o astfel de infracțiune. Dacă în urma efectuării cercetărilor de către organele abilitate se ajunge și pe faza de judecată și instanța emite o hotărâre, instanța este cea care va decide dacă dumneavoastră mai vă recuperați permisul sau nu. În cazul în care sunteți declarat vinovat, bineînțeles că în urma condamnării vi se anulează permisul de conducere. Deci, nu sunt judecător, dar v-am spus ce se poate întâmpla. Dacă instanța vă declară vinovat, vi se anulează de permisul de conducere. Dacă în urma probelor administrate reiese că această alcoolemie a fost mai mică de pragul infracțional, atunci vă veți recupera permisul de conducere.
Dacă s-a mai schimbat ceva în legislația rutieră în 2019, ne întreabă o doamnă. Ceva care să afecteze elevii nu s-a schimbat în legislația rutieră din 2019. După cum am văzut, aceste schimbări de actualitate în ceea ce privește utilizarea telefonului mobil, au fost câteva schimbări în ceea ce privește obligativitatea și celorlalte persoane din mașină, în ceea ce privește purtarea centurii de siguranță, dar aceste aspecte nu au fost introduse în tematica susținerii examenului teoretic, astfel încât elevii nu au avut de suferit atunci când s-au pregătit pentru a susține proba teoretică. Principala cauză a atâtor accidente săvârșite de către cei care au obținut permisul de conduce de curând. Cum se pot preîntâmpina asemenea situații încă de pe băncile școlilor de șoferi? Da, bună întrebare. Această situație se poate preîntâmpina prin mai multe, să zicem, prin mai multe aspecte. Aspectul pregătirii efective a cursantului, când acesta iese într-un poligon, să spunem, care nu mai există față de cum era înainte, să aibă un simulator. Nu cunosc nicio școală la nivelul județului Timiș care să aibă un simulator. M-am uitat puțin și eu, am căutat pe internet și pe la școlile din străinătate am observat că există aceste simulatoare. Aceste simulatoare care pot face ca elevul să fie pregătit atunci când ajunge la primele ședințe de conducere în trafic. Însă, aici vorbim doar despre aspectul de predare. Însă, cel mai important din punctul meu de vedere este să-l faci, să-l conștientizezi pe acel elev ceea ce urmează să se întâmple după ce va ajunge pe drumurile publice. Aici, sus, este cel mai important. Pentru că, să știți că din punctul meu de vedere și din ce am studiat, accidentele nu se întâmplă pentru că ai o problemă aici sau la picioare. Accidentele se întâmplă pentru că pleacă totul de aici. Ce înseamnă asta? Suntem poate prea stresați. Apare o situație neprevăzută, n-am învățat-o la școală. Acea situație nu o va rezolva șoferul din mine, o va rezolva omul din mine. Adică, apare o situație în care trebuie să frânez. Și nu trebuie să frânez atât de intens încât să derapez cu mașina. Dar eu, pentru că mă sperii, frânez foarte tare. Pentru că n-am gestionat bine situația, n-am fost un om calm, n-am fost un om care în acea fracțiune de secundă să gândesc că sunt sigur pe mine, pentru că am cunoștințe necesare să gestionez această situație și să transmit mesajul de sus către membre și să fac ceea ce trebuie. N-am fost ok ca și om. N-am perceput bine acel moment. Cum să corectăm acest aspect? E foarte simplu cum să corectăm acest aspect. Pe parcursul vieții noastre, de când dobândim dreptul de a conduce, să zicem din școală, până când dobândim dreptul de a conduce și din momentul dobândirii dreptului de a conduce, până când ajungem să se producă un eveniment, trecem prin diferite situații și avem posibilitatea să ne perfecționăm. Eu sincer vă zic, când eram de 19-20 de ani, aveam impresia că a merge tare, a frâna, a face drifturi, este ceva wow cu mașina. Nu, nu este ceva wow. Ceva wow, ceva ieșit din comun care te învață să te perfecționezi, este să te duci cu mașina într-un loc special amenajat, cu vehicule special amenajate, cu persoane instruite care îți pot explica acest aspect. Și aici pot să zic așa că s-a deschis o cutie a Pandorei sau cineva mi-a ridicat mingea la fileu foarte mult, că sunt foarte multe aspecte pe care le putem discuta legat de a preîntâmpina evenimentele rutiere. A preîntâmpina evenimentele rutiere nu trebuie să ne gândim efectiv când conducem mașină. Trebuie să ne gândim efectiv de când ne suim în acea mașină până când coborâm din ea, din locul de unde o lăsăm și locul în care o vom lua. Mai văd situații care, din nefericire, nu ne fac mândri aceste situații și ar trebui să le conștientizăm puțin mai mult. Din păcate, uneori mai trec și eu peste aceste lucruri. Văd persoane care au copii neținuți nici unde, niciun fel în mașină, nici în scaune, nici în centură. Copiii se uită pe geam, stă în față, are 3 ani și stă în față. Este interzis, da? Ca un copil sub 3 ani să stea în față, n-are rost să vă spun ce scrie codul UTE, dar este interzis. Și vreau să vă dau un exemplu practic de ce ar fi interzis sau n-ar fi bine să avem un copil în față, pe scaunul din dreapta. Dacă avem o mașină mai veche, au fost diferite cazuri, chiar am avut un prieten căruia de curând i s-a întâmplat acest lucru, airbag-ul la o mașină mai veche de 15 ani se poate declanșa și accidental. Specialiștii spun că airbag-ul se declanșează cu o viteză de aproximativ 300 de km la oră.
este echivalentul unui pumn de boxer profesionist. Rolul lui este de a ne proteja, de a ne salva viața, să spunem, sau de a atenua acele leziuni grave pe care le-am putea avea în urma evenimentului rutier, dar și el ne poate provoca leziuni, având în vedere această viteză cu care se declanșează. Imaginați-vă un copil de 3 ani primind un punct de la un boxer profesionist. Ar fi rău pentru el. Știu, din câte știu, a fost un caz în Canada, când un copil chiar a decedat din acest motiv, s-a declanșat airbag-ul și s-a rupt coloana cervicală. Deci, pentru a preîntâmpina aceste aspecte, pentru a preîntâmpina producerea evenimentelor rutiere, este important să conștientizăm situația în care ne aflăm, adică să ne adaptăm condițiilor de drum și trafic. Dacă este o coloană, să mergem încet, să mergem și noi așa încet, să nu mergem tare. Nu cred și sunt sigur, dacă ar fi să primim o statistică, faptul că cele mai multe accidente s-ar putea produce sau s-au produs din cauza infrastructurii drumului sau că pe Transfăgărășan nu exista o bară de protecție, de aceea a intrat la prăpastie. Și dacă bara era mai tare, acea persoană n-ar fi intrat în prăpastie. Refuz să dăm vina pe aceste aspecte. Susțin, merg în continuare pe ceea ce am observat la cei mai buni sau cei mai buni decât mine, care spuneau foarte clar că 95% din evenimentele rutiere se produc datorită eroilor umane. Cu alte cuvinte, pentru a preîntâmpina producerea unui eveniment rutier, dacă facem naveta de la Lugoj la Timișoara și știm că avem un drum de 50 de minute, să nu stăm relaxați ca și cum totul ar fi rutină, să fim pregătiți ca în orice moment să se producă ceva neprevăzut. Chiar dacă 10 ani nu s-a întâmplat nimic, în ziua următoare, după cei 10 ani, se poate întâmpla. Și noi să fim pregătiți pentru asta. În mintea noastră undeva să avem o rezervă că mereu se poate întâmpla ceva neprevăzut și noi să fim pregătiți pentru asta. Și dintr-o distracție să facem ca și un antrenament pentru a ne pregăti să gestionăm așa cum trebuie aceste momente. Ziceam de distracție și să ne pregătim. De exemplu, eu mai merg la karting. Îmi place, râd. Unii colegi chiar spun că mă antrenez pe ascuns și de aceea ies pe primul loc tot timpul. Acum n-am vrut să mă laud, dar ăsta este adevărul. Unii se accidentează, unii spun alte lucruri. Ne distrăm, cu alte cuvinte, dar în același timp învățăm. Pentru că acolo se circulă cu o viteză ok, se derapează, se controlează vehiculul și este bine pentru noi să învățăm aceste lucruri. Pentru că pe timp de iarnă, de exemplu, ne fuge mașina, nu știm ce să facem, ne speriem. Dacă, distrându-ne, am fi fost puși în acea situație, am fi știut cum să gestionăm acea situație și pe timp de iarnă. Dacă avem voie să depășim la examen, dacă avem taxi și linie continuă. Bună și întrebarea asta și discutabilă. În primul rând, codul RTIER spune că este interzis vehiculelor să oprească, să staționeze în zona de acțiune a marcajului continuu, dacă, bineînțeles, îi determină pe ceilalți participanți la trafic să treacă peste marcaj. Dacă acel taxi este, manevra asta nu se consideră oprire, dar bineînțeles că din punct de vedere fizic el este oprit pe drumul public. Normal că putem să-l depășim, pentru că nu suntem noi de vină. În condițiile în care el nu-și manifestă intenția de a pleca și să avem o conduită preventivă, să lăsăm, nu observăm semnalizarea lui pusă, noi nu avem de unde să știm cât va fi imobilizată acea mașină pe drumul public. Nu putem să stăm în spatele taxiului 10 minute până el își așteaptă clientul sau până clientul îi numără banii pentru a-i plăti cursa taximetristului. Deci, din punctul meu de vedere, este regulamentar să depășim taxiul care este imobilizat voluntar în dreptul marcajului continuu. Mai un aspect, și bine că mi s-a spus acest lucru, elevii, să știți că ezită de multe ori. E o mașină de gunoi în fața lor, oprită, marcaj continuu, am linie continuă, n-am voie să depășesc. Trebuie să învățați foarte bine să știți aspectele teoretice pe care le legați de aspectele practice. Cu ocazia asta respectați și un principiu pedagogic și atunci veți demonstra că aveți și cunoștințe teoretice necesare pe care le-ați transpus în manevra pe care ați făcut-o. Însă mulți confundă situația în care o mașină este oprită, staționată, cu situația în care o mașină sau un autovehicul, să spunem, se deplasează foarte încet și este un marcaj continuu și având tendința să procedeze la fel în această situație. Mă scuzați? Nu, este greșit. Indiferent cât de lent se deplasează acel vehicul, în momentul în care avem linia continuă, rămânem în spatele lui până când putem efectua manevra în condiții de siguranță. Cu alte cuvinte, că ne apropiem de final,
Țin să vă mulțumesc dacă v-a făcut plăcere să mă ascultați și dacă nu v-a făcut plăcere, eu tot vă mulțumesc. Îmi doresc să facem și puțină lumină din toate punctele de vedere în acest domeniu. Orice elev, orice cursant, orice persoană care dorește să dobândească statutul de elev într-o școală de șoferi, să întrebe ce neclarități are și, bineînțeles, că va primi toate răspunsurile pertinente necesare pentru a-i se clarifica orice dubiu, orice aspect nelămurit în sufletul acelei persoane. Tot ce pot să vă spun este să fiți atenți în trafic, să fiți atenți cum o să ajungeți șoferi. Când sunteți elevi, să nu uitați un aspect, 50% pentru a deveni șofer înseamnă atitudinea. Să vă doriți foarte mult să deveniți șofer, să munciți pentru asta, din toate forțele voastre. Că mai devreme sau mai târziu rezultatul va apărea. Și să vă bucurați că ați învățat să conduceți și veți fi pregătiți să ajungeți pe drumurile publice. Nu examenul înseamnă finalizarea activității voastre, examenul este doar un început pentru ca voi să ajungeți singuri pe drumurile publice responsabil și bineînțeles să vă bucurați că ați reușit să dobândiți abilitățile necesare pentru a conduce în condiții de siguranță. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară plăcută, spor la muncă în continuare că mai sunt 2 zile până în weekend și în weekend să vă distrați frumos, să vă odihniți și să reîncepeți săptămâna cu forțe proaspete. Numai bine tuturor, multă sănătate! We'll be right back.